La Petroșani a avut loc cea de-a patra ediție a campaniei de colectare a deșeurilor electronice și electrocasnice. Oamenii mult mai receptivi față de anii precedenți au scăpat de aparaturile nefolositoare. Reprezentanții Asociației Române pentru Reciclare RORECS spun că această campanie a fost un real succes. Într-adevăr, datorită primăriei și celor care s-au implicat în această campanie, cetățenii municipiului Petroșani au fost anunțați și au răspuns prompt la această campanie, au venit în cele patru puncte și au depus obiecte și în plus noi, Asociația RORECS, a avut mașini care s-au deplasat la domiciliul oamenilor care au solicitat acest serviciu. Avem acest serviciu tocmai pentru a veni în sprijinul cetățenilor care sunt în vârstă sau nu se pot deplasa. Noi mergem la domiciliu și ridicăm aceste produse, ei având aceeași șansă ca toți ceilalți deponenți primesc taloane care au fost astăzi în urnele de la extrase. Reprezentanții administrației locale de la Petroșani apreciază că în fiecare an petroșănenii sunt din ce în ce mai receptivi la astfel de acțiuni. S-a derulat, așa cum am anunțat deja anterior, o nouă ediție, să zicem așa, din campania ce viza colectarea deșeurilor electrice și electrocasnice, sub deviza locul deșeurilor nu este în casă. O serie de voluntari de la Liceul de Informatică au mers în cele patru locații anunțate. Acțiunea s-a desfășurat între 10 și 17 ca interval orar, astfel că la ora 18:30 ne-am adunat la primărie, unde am făcut tragerea la sorți a câștigătorilor pentru a-i stimula pe cei care renunță la aceste obiecte și a vedea că pot chiar să câștige în locul lor altele noi. Astfel că s-au acordat o serie de premii, respectiv mixere, fierăstrău vertical, fier de călcat, aspirator. În urma colectării, 15 persoane din municipiul Petroșani au fost premiate în urma unei tombole cu diferite obiecte electronice și electrocasnice. Vom face două extrageri care vor fi pentru premiile mai importante, zic eu. Deci primul talon. Casa Pusterian. Da, a dat adresa, o mașină de scris. A dat o mașină de scris și a câștigat un aspirator. Da, să se vadă dacă vor să filmeze. Este primul câștigător a unui aspirator. După aceea îl dăm la domnișoară care trece aici tabelul, ei vor fi anunțați. Al doilea câștigător al unui aspirator. Conduruță Claudia a dat o imprimantă, un monitor și un boiler. A, meritat! Da, tot merită, doamna viceprimar, da, da, tot da, merită! Da, da.